Magistrații Curții de Apel Chișinău și-au spus cuvântul în privința cererii avocaților lui Igor Dodon de suspendarea a arestului la domiciliu pentru fostul președinte al țării. Cu detalii la acest subiect vine colegul meu, Vlad Dumitrașcu. Vlad, bună ziua, te ascultăm. Bună seara, Victoria! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cu puțin timp în urmă, magistrații Curții de Apel Chișinău au respins recursul avocaților privind anularea măsurii preventive de arest la domiciliu aplicată în privința lui Igor Dodon. Potrivit procurorilor, în cadrul ședinței de astăzi s-au prezentat probe noi în dosar care demonstrează necesitatea măsurii preventive. De asemenea, procurorul de caz a anunțat că telefonul folosit de Dodon în perioada 26 mai 10 iunie a fost transmis unei persoane care se află peste hotare și care va fi audiată la întoarcere. Fostul șef de stat a fost reținut după ce pe 24 mai procurorii anticorupție în comun cu ofițerii CNA și SIS au efectuat 10 percheziții la el acasă și alte locații și imobiliare deținute de Dodon prin persoane interpuse. Fostul președinte este bănuit de corupere pasivă, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului de o organizație criminală. Igor Dodon pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare și susține că toate dosarele în care este vizat sunt politice. Acestea sunt informațiile. La revedere, Ion. Vlad, îți mulțumim!